Astăzi la Deva, într-o ceremonie scurtă și fără fast, au fost sărbătorite comasat zilele de 9 și 10 mai. Zile ce reprezintă momente istorice importante pentru identitatea națională și pentru parcursul României ca stat al Uniunii Europene. Ceremonialul desfășurat în Piața Tricolorului a fost dedicat Zilei Europei, a Zilei Independenței de Stat a României și a Zilei Regalității. Data de 10 mai marchează trei momente importante din istoriografia României. Începutul domniei lui Carol I, independența de stat și încoronarea primului rege al țării. Prima semnificație a zilei de 10 mai este legată de momentul sosirii lui Carol de Hohenzollern în România în anul 1866. Începea astfel o domnie de 48 de ani, cea mai lungă din istorie. La data de 10 mai 1877, Senatul României a votat proclamația de independență față de Imperiul Otoman. Referitor la al treilea moment, unii istorici atrag atenția că ziua de 10 mai trebuie marcată ca una dintre cele mai faste din istoria națională. Și asta pentru că la 10 mai 1881, Parlamentul a votat transformarea țării din principat în regat, iar principele Carol a fost încoronată rege al României. Celebrarea zilei de 10 mai a fost interzisă prima dată în anul 1907 de ocupația germană, iar a doua oară de regimul comunist după abdicarea forțată a regelui Mihai din 1947.